De cât timp e dispărut? Păi mă, ne faci 3 săptămâni. Și așa a dispărut dintr-o dată, n-ați mai știut nimic de el? El a plecat, a venit. Uh-huh. Și noi am crezut că a plecat. Și eu atât de la băiat. Mai... Nu a scăzut, poate pe aici, dacă nu a auzit nimeni, nu l-a văzut nimeni. Și când a venit băiatul, s-a uitat. Era acolo. Da. Ce crezi să se întâmplă cu el? A căzut acolo? Nu, el a spus la băiatul și pentru el. Și el a adunitat și el era un pic bolnav. Ce muncea? Avea grijă de... Da, el nu avea, era dacă nu avea mamă, nu avea tată și da, strâne, noi el ține, îl dădeam în care, da? Lucra la dumneavoastră fermă, nu? Da. Da. Am fost solicitați pentru o persoană căzută într-un puț. În momentul sosirii la locul intervenției a primului echipaj de la garda numărul 2 Trușești, s-a constatat că era o persoană, organismul aflat în descompunere. Intervenția deosebit de periculoasă, întrucât punea pericol și pentru persoanele efectivele proprii care ar fi coborât în interior. Ne-am deplasat și cu un echipaj de la detașamentul de pompieri Botoșani, fără a coborâ vreo persoană în interior, am reușit și am scos persoana, am predat-o colegilor de la Medicina Legală și de la Poliție. Intervenția a fost o reușită, fără a pune în pericol viața participanților și a forțelor proprii.